Bună seara, doamnelor și domnilor. Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la Pro Sport Live. Astăzi discutăm împreună cu Florin Prunea. Salut, Florin, bine ai venit. Te salut, Mihai. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, ți-a răspuns, să zicem așa, ți-a trimis un răspuns public legat de anumite comentarii pe care tu le-ai făcut pe marginea felului în care joacă echipele naționale ale României la seniori, la tineret, la juniori. Mihai Stoichiță a fost destul de caustic așa la adresa ta. A spus că probabil aceste afirmații pe care tu le faci în jurul echipelor naționale vin din frustrarea că nu mai faci parte din Federația Română de Fotbal și de la vreo altă entitate, nu ești la vreun alt club din România. Norocul lui. Am avut ofertă de la Răzvan Burleanu de 3 ori să devii secretarul general al Federației Române de Fotbal. Numai departe înainte de alegeri, a doua zi după alegeri și după aceea, când am revenit la Federația Română de Fotbal pentru hotărârea judecătorească, știi foarte bine că am avut acel proces și am fost repus pe funcție. Norocul lui că dacă eu revenea la Federația Română de Fotbal în acea funcție, nu se apropia la un kilometru de Federația Română de Fotbal. Un asemenea om n-are ce să caute acolo și o spun din convingere și o spun pentru că am argumente și o spun pentru că știu ce face Stoichiță și cu ceilalți de acolo în cadrul Federației Române de Fotbal. Știu cu toții că a existat o discuție între aripa tânără care fac parte din Federația Română de Fotbal și președintele Răzvan Burleanu pentru îndepărtarea lui, dar a ieșuat din fașă pentru că Stoichiță îl are la mână pe Burleanu cu foarte multe chestii și nu au putut să-l dea afară. De asta zic că nu sunt frustrat, că puteam să fiu acolo oricând, dacă vroiam acest lucru. Nu l-am vrut, am mers pe partea de președinte de club pentru că eram președintele lui Polia și la Acțiunea Centrală respectivă. După aceea, mai departe, că nu aș sunt la niciun club. Da. Am avut oferte, numai departe, oferta de la UCLU și acum o lună de zile, care am negociat și a fost publică, n-a fost nimic ca secret și președintele clubului de la UCLU, Radu Constantea, și eu am făcut-o publică pentru că n-am avut nimic de ascuns, nu am vrut să revin în fotbal. Așa că să nu-l poarte grijă, să nu poarte mie de grijă când voi reveni în fotbal. Voi reveni când voi vrea. Oferte am și acum și astăzi am o ofertă, dar deocamdată nu este momentul și nu mă duc în orice condiții. Tu spui că Mihai Stoichiță nu ar fi trebuit să se apropie la un kilometru de Federația Română de Fotbal, dar el este pe o poziție extrem de importantă, director tehnic de mai mulți ani deja. Este pe o poziție în care nu se ocupă de fotbal, se ocupă numai de prostii și de tâmpenii. În sensul că e adevărat ce spun părinții, da, e adevărat ce a spus Cârjean și sunt mulți părinți. Uitați-vă că a devenit deja un sport național, ca părinții împreună cu jucătorii care joacă la echipa mare de afară să-l arate cu mâna pe el și pe 2-3 colaboratori, că acolo nu sunt numai haimanale, cum le spunem noi, mai sunt și oameni serioși, care își văd de treabă și care vor să facă, dar care nu au ce să facă. Pentru că momentul când este o convocare, este chemat și se spune ăla, ăla și ăla. Și acest lucru nu spun numai eu, îl spun oameni din interior de acolo, au fost publică, a spus-o Marcel Pușca și care era directorul dezvoltării în Federația Următoare. O spun părinții de jucători, ați văzut Cârjean, cum i-a spus tata lui Cârjean, cum i-a făcut fermoar la gură și așa mai departe. Știe toată lumea cine este Stoichiță. Păi e normal, îmi vine în minte oferta pe care i-a făcut-o în direct și care face tot timpul un club dintr-o zonă de acolo. Știi la ce ne mă refer? Dintr-o zonă a țării. Păi el e acolo cel puțin o dată pe săptămână. El acolo, uitați-vă... Te refer la Cixere, da. Mă refer la Cixere, da. Păi e normal să-i facă ofertă, că el de-a lungul anilor, clubul acesta este un club jos pălăria în fața lui, dar luați și o să vedeți că jucători sunt pe la echipele naționale, tot timpul. Și ăsta este numai un exemplu. Dar, repet, discuția nu-l avantajează. Mai bine ne-ar spune cum în ultima lună echipele naționale au luat peste 30 de goluri. Numai departe, acum am văzut că și fotbalul feminin, 7 sau cât 6, echipa de 19. Da, nu știu exact, dar știu că a suferit o înfrângere dură pe echipa de jucătoare până în 19. Echipele noastre naționale nu există. Echipele naționale au ajuns pușculița lui Stoichiță și aluncă 2-3 de pe acolo. Și aceste lucruri se văd. Acum vine și aruncă așa o perdadă funcție. De ce nu este să se dea explicații? Este inadmisibil. Crezi că președintele Federației Române de Fotbal știe de aceste lucruri și le tolerează? Cu siguranță știe, dar nu are ce să facă. Păi dacă vorbește Stoichiță și încă unul, Bodescu, acolo e cade totul ca un domino. Și intrăm și în altă latură, nu neapărat asta sportivă, dăm între altele după aceea. Mă refer la penal.
Tu spui, practic, că Răzvan Burleanu în acest moment nu conduce în mod deplin Federația Română de Fotbal, adică marja lui de mișcare este condiționată, să zicem așa, e restrânsă. Pe Răzvan Burleanu nu-l interesează fotbalul românesc. Răzvan Burleanu îl interesează numai FIFA și UEFA. Răzvan Burleanu este plecat din țară pe an, din 365 de zile, cred că în jur de 320 de zile este plecat. Pentru diurne, aici în afară de salariu, ai și diurnă, în afară de cei 320.000 de euro pe an net, ai și diurnă, 500 de euro pe zi. Fă o socoteală și pune și diurnă și o să vezi pe la ce sume ajunge. Mi-e și frică să fac această socoteală. Sume incredibile. Pentru un președinte de federație, sau nu vorbim de sport, vorbim în general, care a adus fotbalul românesc la un nivel cum n-a fost niciodată atât de jos, un salariu este imens. Numai România se poate întâmpla așa ceva. Și nu-l interesează. Păi îi interesează strict avionul plecat, în rest echipele naționale și nici nu se pricepe, nu pot să spun. Dar nu se pricepe. Dacă nu te pricepi, puneți în poziții niște oameni care să îți facă treaba, să te influențeze corect. Hai să pe o astfel de poziție. Și vedem rezultatul, vedem în ultimele zile acest, repet încă o dată, spor național de acuzații fără precedent la adresa unui om care a lucrat în Federația Română de Fotbal. Așa ceva nu s-a întâmplat de-a lungul existenței acestei federații. Ca în fiecare zi să apară câte un jucător sau câte un părinte care acuză numai departe fostul internațional Marcin Răducanu. Ați văzut? Este incredibil ce acuzație aduce. Și nu se întâmplă pe mine, îmi vine să știu, nu se întâmplă absolut nimic. Dom'le, măcar o anchetă internă în interior acolo. Ia veniți, mă, coace puțin. Hai măcar să o mătrășim cumva. Crezi că acest jucător care evoluează la echipa de tineret a lui Arsenal, Cătălin Cărjean, merita să joace la Naționala de Tineret, să fie convocat în Naționala de Tineret? Haideți să luăm să vedem jucătorii de la Naționala de Tineret și să vedem dacă el merita. Eu cred că da. Eu cred că da. Și nu numai el, și ceilalți copii. Și Cubiș și cine mai acolo. Ați văzut tata lui Cubiș și a spus. Păi, oamenii ăștia nu vorbesc de bine. Oamenii ăștia și-au dus copiii acolo, mulți dintre ei și-au vândut tot în țară care să plece cu copiii lor acolo, să joace într-un fotbal civilizat. Păi nu este inadmisibil. Știe toată lumea. Jucători alături de juniori care când se lasă de fotbal, au peste 50 de jocuri în echipele naționale, dar după aceea nu joacă nici la Liga 3. Asta înseamnă mizerie, asta înseamnă șpagă, asta înseamnă ce spun toți părinții. Este inadmisibil. Care explicație? Nu există nicio explicație din punctul meu de vedere. Deci, până la urmă, acest val de refuzuri din partea unor jucători pentru a evolua la echipe naționale de juniori sau tineret ale României, zici că acest val este determinat de felul în care este administrată partea fotbalistică la Federația Română? Cu siguranță da, pentru că oamenii vorbesc cu argumente și vin cu probe, momente, zile, meciuri. Și atunci, sigur că ei poate să vorbească mai ușor decât cei din țară. Pentru că ei sunt acolo, sunt la profesiuni, nici nu mai interesează. Dar o să vedeți și din țară vor apărea cât de curând. Sunt convins de acest lucru, pentru că lumea nu mai suportă. Sunt antrenori care își fac treaba la echipele de club în condiții foarte grele la copii și juniori. La Federația Română de Fotbal a devenit sport național aceste lucruri, cu convocările, că le știm cu toții, nu trebuie să mai ascunde mizeria supra. Și acum este la suprafață din ce în ce mai mult. Și este bine că este la suprafață și este bine că avem de ce să vorbim despre aceste lucruri, dar nu se întâmplă nimic. Nu e normal așa ceva. Eu ce mă aminte de celebru avertisment care l-a primit Stoichiță acum o lună, nu? Asta e rușine. Păi te pronunți într-o cauză, tu oficial al federației, și primești un avertisment, păi înseamnă că acum ce ar trebui să-i primească după avertisment? Nu mi s-a părut doar că a fost un avertisment, s-a vorbit despre o sancțiune financiară. Pe care ar fi primit-o pentru că s-a exprimat atunci într-o cauză, s-a antepronunțat, ca să zicem așa. Și acum ce ar trebui să-i facă? Orice președinte sau orice, mănesc că e în suport de un secretar general, al lui Vișea, nu cred că la n-are nicio treabă cu fotbalul. Băiatul ăla e cu caratele și are alte atribuții la federație, dar măcar al lui Bodescu. Avem parte de Federația Română de Fotbal și Karate? S-au unit aceste două sporturi? Nu, dar lui omul a recunoscut, eu îl cunosc, eu persoanul care pot să vorbesc și am vorbit cu Vișea și chiar este subsar. Florin, mie nu-mi place fotbalul, eu am recunoscut și recunosc. Superb. Eu nu sunt cu fotbalul. Bine, el a fost șeful lui Burleanu la Cotroceni, nu intrăm în detalii și în politică, nu are niciun sens. Dar Bodescu, că el are în subordine și arbitrajul și loturile de junior, că secretarii generali, acolo există o ierarhie, președintele, comitetul executiv, adunare generală și după aia vine în jos, așa. Pe nimeni nu-i interesează. Dar sunt atât, ăsta este un sistem atât de bine pus la punct. Bodescu, îl exculpă Răzvan Burleanu. Da? Că eu trebuie să vorbim realitatea, că zice noi după aia ești nebun. Bă, stare, cere cu Burleanu.
Nu se pricepe. La el ajung numai la ideea, el trăiește într-o bulă a lui Burleanu. Când aude câte ceva și ea, aude numai de la ei, pentru că el îl vezi, nu este la o emisiune. Face câte conferințe de presă după comitetul executiv, că spune niște banalități tot timpul pe care cred că lumea de acolo se pitisește deja. Dar ceilalți care sunt lângă el acolo, ăia sunt. Ăia fac prostile. Începând, repet, cu Bodescu. Păi nu este posibil ca un patron de Liga I, Adrian Mititelu, să spună public că Gabriel Bodescu favorizează anumiți patroni din fotbal și auzi se întâmplă ceva? Dar declarația a fost una publică, nu? Un patron de Liga I? Adrian Mititelu a mers chiar mai departe, a spus că lui însuși s-a făcut o propunere pentru un arbitru favorabil, să zic, pentru un arbitraj favorabil. Despre ce vorbim? Asta e deja nu mai sportiv, asta e penal, asta e corupție. Ai auzit pe cineva din cadrul Federației de Fotbal să... Dom'le, hai să vedem, se întâmplă ceva, hai să vedem. Păi, un patron de Liga I a spus-o. Deci oamenii vorbesc, dar știe toată lumea. De exemplu, acum am fost la Târgu Jiu și am stat acolo de vorbă cu... A fost un meci, antrenor de copii și junior, că au venit lumea la sală, a fost sala plină. Și lumea din fotbal. Ce auzi tot la adresa lui Bodescu. Bă, dar unde te duci? Ăsta deja a ajuns, e sport național. Bodescu. Bă, dar toate tâmpenile, arbitraje, comisii, copii și juniori. De asta zic că Răzvan Burleanu trebuie să iasă din bula lui și să-i cheme pe băieții ăștia. Bă, ne facem de râs. Știe o Europa întreagă, o lume întreagă ce se întâmplă aici, a fotbal românesc. La nivel numai, repet, copii și juniori în jos este deja... Haideți da. Să ascultăm și acest răspuns pe care ți l-a dat public directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, legat de aceste acuzații pe care le faci în privința Federației Române de Fotbal și apoi ne întoarcem acest studio să comentăm. Ne tot lovim de refuzuri în ultima perioadă. Tot apar... Nu, e o problemă falsă. Refuzurile sunt așa cum sunt. Dacă vreți să vă duceți în zona lui Cârjan, nu vreau să mai discut acest caz, pentru că a fost foarte clar, probabil că știți și dumneavoastră câte convocări au fost refuzate și chiar dacă ești chemat la o națională de junior sau la o națională U20 sau la U21, ar trebui să răspunzi la aceste chemări. Așa mi se pare normal. Este o echipă națională a României care are nevoie de tine, te convoacă. Ciudat este refuzul pentru mine. Pentru că am transmis și public în intermediul câtorva televiziuni la orice. Ușile pentru Cârjan nu sunt închise. Poate are niște frustrări, că nu mai e la federație, că nu mai e în fotbal. Este, face parte doar din mass media, nu acum se ocupă de treaba. Poate și din chestia asta, n-ar trebui să o ia așa, ar trebui să fie, nu constructiv față de mine, ar trebui, știu eu, construcția unui eșafodaj nu se face până distrugerea altuia. Ionuț Lupescu este și el unul dintre cei care... Păi nu e normal să fie așa, Ionuț n-a fost un contracandidat al președintelui acum 6 ani cât au trecut. Da, și tu și de Ionuț Lupescu sunteți vizați de aceste răspunsuri publice ale lui Mihai Stoichiță. Am văzut, nu e inclus lucrul acesta în acest montaj, dar am văzut că tot în acest interviu, tot în această declarație, Mihai Stoichiță aduce aminte că a fost un antrenor care te-a luat cu el la echipe, la Litex Loveci în Bulgaria sau la Dinamo aici la în Dinamo România? La Dinamo niciun caz, pentru că eu am crescut la Dinamo, știi foarte bine, de la copii și junieri din 77. Am rămas surprins și eu când am văzut că se spune că m-a luat el pe mine la Dinamo. Hai să spun una cu el la Dinamo. Era secundul lui Halagian. Și el era el cu Oneața Augustin. Și Halagian am jucat cu meci, te aduceam minte de meci cu Cagliari, Cupa UEFA, cum era pe vremea. Da. Am câștigat 3-2. O mare victorie la București, obținută 3-2, da, cu Deli Viorel Moldovan, cu golul acela, cu capul. Și acum, Halagian, Dumnezeu să-l ierte, domnul profesor, a dus să vadă meciul acolo. Și când a venit acolo, l-a luat pe Stoichiță. Băi, Stoichiță, ia vină, ce ai făcut la antrenament cu copiii, cu băieții? Păi, domn profesor, am făcut jocul ăla la 4 părți. Cum? La câte părți ai făcut? Jocul ăla la 4 părți. Păi, noi jucăm fotbal la 4 părți. Dar ia zi, bă, fluier ai avut la tine la antrenament? Păi, domn profesor, eu nu umblu cu fluierul. Acasă. S-a dus acasă și a venit cu fluierul. Peste o săptămână am fost la o nuntă, nu mai știu la ce nuntă. Mi se pare că la o nuntă a unui impresar. Și am fost și noi de la Dinamo jucătorii, Halagian și Stoichiță. Și zice Halagianul Stoichiță: băi, Mihai, unde e fluierul, tată? A scos Stoichiță fluierul de aici, l-avea la costum.
Uitați, domn profesor, și atât în Ferrara. Deci, dar ai un talent special de a-l face pe Florin Halagian, de a-l imita. Profesor, da, păi era un om, un mare antrenor. Și stăteam, aduc aminte, stătea la masă și în cadrul domn profesor Halagian îi plăcea să mănânce rasol din ăla, cu zgârciuri, cu... Stătea și Stoichiță așa și că se uita la el așa și noi mai buzeam. Domn profesor, dați-i domnul și lui săracu să... Astea acum ca să mai glumim așa, dar sunt întâmplări care lumea poate nu le știe, dar e bine să le știe. Și stătea acolo și nu lăsa pe săracul lui Stoichiță să se scoare de la masă. Pe cuvântul meu, domnule, și nu uitam. Și zineam, Mihai, dar ce faci tot? N-ai terminat masa? Păi nu pot, nu mă las. Cam asta este... Despre acea perioadă zice Mihai Stoichiță că te-ar fi luat la Dinamo? Nu știu de ce perioadă, dar eu am fost la Dinamo, eu am crescut la Dinamo, vreau să mă aducă el pe mine la Dinamo. El a fost la Steaua, mulți ani. Nu știu cât. A fost și secunda lui Dumitru Dumitriu în anii 90 și apoi și principal, da. Recunosc că pe vremea când era secund, el n-avea niciun cuvânt, a spus acolo și nici când era principal, știi foarte bine, că stătea pe margine și doar executa niște ordini. Eu am avut în fiecare an ofertă atunci de la Steaua. Mă teroriza și Lăcă, și Neatică. Dăniescu a venit cu elicopterul după mine la Poiana odată. Dar eu n-am putut să mă duc la Steaua, că eu am crescut la Dinamo, n-aveam cum să plec de la... Pe vremea aia nu era cum e acum. De asta nu înțeleg când m-a adus el pe mine la Dinamo, chiar nu pot să-mi dau... Tot mă gândesc așa, nici acum nu vine, spun sincer. La Litex Lovici. La Litex eram în Germania, negociam cu Energie Cottbus, după campionatul mondial din 98. Eram în birou cu președintele față în față și negociam cu el și când văd că îmi sună telefonul. Când văd Stoichiță, că aveam numărul lui. Băi, ce faci, pe unde ești? Zic, mi-a cerut scuze, bineînțeles, lui președintele, am ieșit afară din birou, era cu un impresar. Și zic, păi sunt în Germania, hai că închid aici, că mai am puțin de negociat și te sun înapoi. Fii atent, nu mai semna. Am semnat cu Litex Loveci, hai vină cu mine aici, 120 de kilometri de la București la Loveci, sunt până la Giurgiu 60 și mai avea 130 de kilometri. Și m-am ligat și am ieșit, aia a fost una din cele mai greșite care am făcut din viața mea. Am regretat tot timpul. Energie Cottbus era în Liga 1, promovase în Liga 1 atunci și aveam ocazia să joc în Bundesliga. Și m-a zis, hai uite că e aproape de casă, poți să faci naveta, îți dau o zi în plus să vii acasă. Și am ieșit afară din birou și așa am ajuns eu la Litex Loveci cu el. N-are nicio vină, dar ăsta nu-i fac un reproș. Dar eu nu mi-a făcut un favor, pentru că eram deja într-un birou, negociam și le știe lucrul ăsta. Nu știu de ce le amestecă, că pe mine Stoichiță nu m-a ajutat cu nimic în viața lui. Eu pe el poate da, dar el pe mine nu. A fost un antrenor mediocru, care nu-l băga nimeni în seamă, slugarnic. Eu spun ce am văzut la Dinamo cu Hala, ce făcea? N-ai vrea să zici ce făcea Nea Florin. Cum îl punea să-i care, cum îl punea să scoare dimineața. Asta făcea Stoichiță. N-a fost un antrenor care a făcut performanță, cel puțin la Dinamo. Perioada lui la Dinamo a fost una... Să nu uităm totuși că cu Steaua a devenit campion al României, ca antrenor principal, în 1998. Cu ce echipă avea Steaua atunci? Dar cât a stat? N-a stat prea mult. Da, n-a fost mult. A fost acel sezon, principal 97-98 și cred că o parte din sezonul. Ca antrenor, cel mai bine l-ați voi când l-ați prins cu telefonul și când se vedea că el nu făcea nimic decât făcea ce spunea patronul echipei cu schimbările, atunci cu telefonul Bonțeau ce aminte. Da. Dar nu știu de ce le amestecă așa. Chiar nu înțeleg. Cum vezi, totuși, în continuare se evolueze situația. Mihai Stoichiță este foarte optimist, vorbește despre câștigarea titlului european la tineret, la campionatul european pe care îl vom organiza împreună cu Georgia în iunie și iulie în acest an. Nu mai mult, cât mai e primul meci? În iunie, da, pe 21 iunie cred că începe campionatul. La meciul cu Spania vom avea răspunsul. Meciul cu Spania cred că este primul din grup. Primul joc, da. Păi atunci vom vedea dacă putem să fim campion european sau nu. Părerea mea că tâmpenie mai mare, a zis cineva, că ne ia la mișto, dar nu mai știu care din totul mare internațional, că ne ia la mișto pe toți. Părerea mea că în momentul de față, echipa națională de U21 și mai ales echipa națională de U20, avem probleme. Parcă la U21 stă mai bine, nu știu, sunt jucătorii care joacă pe la Liga 1. Dar uite-te la U20, probabil că de acolo va fi viitorul U21. Problemele sunt extrem de mari și de grave. S-a dus o generație bună la U21. Se va duce și generația asta. Mi se pare că este ultimul an, ultima competiție la care participă. Nu cred că în momentul de față noi am văzut meciul cu Portugalia, am văzut meciul cu Germania, am văzut meciurile din urmă, cu Spania, de exemplu, la Cluj, ultima dată 4-0 sau cât a fost? 4-1, cred. 4-1. Da, 4-1. Sigur că avem șansa noastră, sigur că vom juca în fața propriilor suporteri, sigur că nu va mai fi ce a fost cu Portugalia, sunt convins că am vorbit și cu Emil, m-am trimis acum la Târgu Jiu cu el și era și el puțin așa îngrijorat de diferența de la meciul cu Portugalia, meciul cu Germania. Dar cred că nu putem fi campioni europeni. Este punctul meu de vedere.
Da, este o afirmație foarte curajoasă, dar probabil că... Este meciul cu Spania care va fi momentul adevărului. Probabil că rațiunea pentru care a făcut o astfel de afirmație Mihai Stochiță a fost să le aducă mai multă încredere, știu eu, tinerilor jucătorii români. Să se gândească la lucrul acesta. Eu cred că asta este treaba antrenorilor, nu cred că este treaba lui Stoichiță. Mă întorc puțin. Cred că a lăsat și el de înțeles și de asemenea sunt și foarte multe relatări în acest sens că el se comportă și ca un antrenor de multe ori în privința națională de tineret și a celorlalte naționale de juniori. Păi și la naționala mare. Am uitat de Rădoi, de răbunirea lui Rădoi, am uitat cam ușor de Rădoi când i-a zis să-și vadă de treaba lui. Am uitat cam ușor de conferința de presă în care i-a zis lui Motu, dă-te în puncte aia mea că mâine te dau afară. A fost chestiuni în direct. Păi când se... Antrenorul echipei naționale aia, Mirel Rădoi, și antrenorul de la U21. Te-am auzit, te dau afară pe puncte. Spre ce discutăm atunci? Și cred că și dă prea mare importanță în fața lui Burleanu. El cred că etapează, vrea să iasă în față, să-i arate lui Burleanu. Uite, domne, ce fac eu, că să justific și eu are un salariu mic. Aici nu câștigă bani. Eu știu salariul lui Stoichiță. Nu pot să spun, domne, se îmbogățește Stoichiță la Federația Română de Fotbal. Dar ca să arate că se bagă în seamă și el, ăla săracul nepricepându-se, neștiind cu ce se mănâncă fotbalul, vine cu chestiile astea, se duce la vestiare, se duce la echipe când fac antrenament și așa mai departe. A intervenit destul când Mirel Rădoi a spus ce a spus atunci de el, lucrurile au fost mult mai grave. Mirel a fost cu mințel în ce a declarat. Dar el intervenea în schimbările de la echipa națională de junior, țipa din tribună, ați văzut ce au spus părinții, schimbă-l pe ăla, bagă-l pe ăla. Crezi că este o problemă reală aceasta corupției la echipele naționale de junior, de exemplu, acolo unde presa ajunge greu, nu urmărești cu atenție ce jucător este convocat și sunt mulți părinți care vorbesc despre această situație. Că ar trebui să ne aplicăm mai mult asupra acestor lucruri. Uite, de exemplu, acum am început să monitorizez foarte atent, pentru că, cum spune dânsul, nu sunt în fotbal, monitorizez toate rezultatele echipelor naționale și mă uit pe loturi. Și văd ce jucători avem afară și văd ce loturi avem. Păi luați un național de U20. Păi este posibil, ați văzut ce e acolo? 10 jucători de la divizia B și de la divizia C, unde noi nu avem competiții. Sunt competiții slabe. Păi normal să avem, la sfârșitul unei campanii, peste 40 de goluri că avem primite la U20. Dă-i 06, dă-i 07, 05, 04. Astea nu sunt rezultate întâmplătoare. Și venim și spunem, domne, păi Norvegia ne bate la toate categoriile de vârstă 4-0. Nu avem niște explicații? Ba da, le avem. Vedem competițiile care cresc jucătorii noștri, competițiile organizate către Federația Română de Fotbal. Să dau un ultim exemplu. Exemplu din Cupa României acum. Păi este posibil să participi la o competiție, o echipă care nu își depune dosarul? Păi dacă... Te referi la Hermannstadt. Sibiu. Dacă ei își depuneau... Păi trebuia să meargă mai departe în cupă, că prin cupă ajungi cel mai ușor dacă este într-o cupă europeană. La Liga a doua, echipă fără drept de promovare, 5 echipe. Păi ce făceam dacă aveam toate 5 echipe? Da, Hermannstadt poate afecta prin nedepunerea dosarului și modul în care se desfășoară play-out-ul. Pentru că, teoretic, Hermannstadt poate să ajungă pe acele două locuri de baraj, 7 sau 8, număr de puncte, da. Care te pot duce, acel baraj te poate apropia de cupele europene. Și dacă tu nu ai dosar, poate exista această interpretare că poți să faci niște jocuri acolo, dacă tu nu mai poți participa. Nu cred că se pune problema. Înțeleg unde bază, dar nu cred că se pune problema deocamdată. Acum, cine mai face ceva la nivelul ăsta, părerea mea că este inconștient. Cred că s-a dus vremea în care un conducător sau altul... Am văzut că, apropo de această situație, că mulți din Auviș sunt în continuare suspicioși, că felul în care a pierdut, de exemplu, CSEA Steaua la Galați, are o astfel de explicație. Nu că CSEA Steaua nu poate promova și atunci principalul obiectiv al Stelei ar fi să nu promoveze Dinamo, că este rivalitatea aceasta intensă. Am văzut meciul și am văzut în întregime. Sigur, l-am văzut și pe gol. Mă ofer și la Oprița, declarațiile lui Oprița. Da. Au fost, eu n-am mai văzut un antrenor care să-și atace și a spus, omul a spus-o clar, adică fără echivoc, domnule, circul ăsta care a fost în prima repriză. Dar mi-aduc aminte de ultimele minute, mi-aduc aminte de Durbozoan, că repriza a doua, când a intervenit cel puțin la aia în minutul 93, a fost ultima fază. Ți-ai aduce aminte de două ori faza? O dată jos și o dată cu piciorul. A fost o intervenție a campionatului. Păi dacă egala Steaua acolo, era 3-3, se termina meciul. Mai puteam să discutăm? Mai aveam argumente? Eu cred că nu. Aș vrea, apropo de această temă foarte importantă pe care o discutăm, situația de la echipele naționale și acuzațiile de acte de corupție care se petrec acolo, aș vrea să vă spun că începând din această seară, ProSport va începe să publice o serie de materiale cu dezvăluiri foarte interesante despre aceste acuzații de corupție care există la naționalele de juniori ale României.
Da, eu știam de ele. Pentru mine nu este o surpriză. Acum eram convins. Uite, Mihai, nu ai cuvântul meu de onoare că acum ai spus prima dată despre acest lucru. Să nu zică lumea că domnule ăștia au vorbit dinainte și prunea dă informații și... Cred că e prima dată când tu îmi spui despre acest lucru. Și eu am văzut ce n-a citat dimineață, când v-am citat dimineață. Concret, eu n-aveam unde să știu. Acum te aud prima dată, dar eu ți-am spus înainte. Veți vedea ce va mai apărea. Păi dacă se apucă mamele să vorbească și mă opresc aici. Dacă se apucă mamele să vorbească, îi deranjează cât casa. Hai că bărbații știi cum sunt mai. Dar să spună și o mămică. Păi de ce nu l-a luat pe băiatul meu la echipa națională? Și atunci o să vă faceți cruce cu toții să vedeți ce a ajuns, ce au ajuns echipa națională de juniorare României. Este incredibil. Și mă opresc aici pentru te că nu vreau că să... pe lângă bani e nevoie și de altfel nu vreau de să, favoruri? Nu vreau să merg mai departe, vreau să las. Probabil că va veni momentul când și o mamă va vorbi. Cred. Ai pomenit mai devreme despre umilințele pe care le-am trăit, de exemplu, în raport cu Norvegia, care ne-a luat și ne-a bătut la toate vârstele în serie și chiar cu același rezultat de 4-0. Aș vrea să ne aducem aminte că erau vremuri în care ne descurcam mult mai bine în raport cu Norvegia. La Oslo, împotriva Norvegiei, meci oficial în preliminare lui Euro 2004, marca Ionel Ganea, fostul mare atacant al României. Vorbește despre situația lui în acest moment, a fost scos, să zicem așa, în decor din fotbal și de asemenea vorbește și Ionel Ganea despre situația de la echipele naționale ale României. L-ascultăm pe Ionel Ganea în acest reportaj și apoi ne întoarcem să comentăm. Oferte am avut. Nu pot să zic că n-am avut, nu. Dar le-am refuzat. De ce? Momentan. Păi dacă situația nu e stabilă, din punct de vedere financiar, e foarte greu să motivezi jucătorii. Adică nu pot să-i capacitez să lucreze din punct de vedere fizic și mental 100% în antrenament. Dar sunt foarte puține cluburi care plătesc în timp sau la timp. Și nici statul nu interesează să-și ia banii sau să verifice lucrul ăsta. Și atunci ați lăsat să vedeți și dumneavoastră câte probleme sunt și își pierd... Ce zic, îți pierzi din tot, din concentrare, din valoare, din... Foarte important, după și părere. Și apar, așa cum am spus, compromisurile. Apar, să zicem, pe bagabonțelele, nu compromisurile. Ce să mai... Asta e realitatea, că n-ai cum să trăiești din... cu aer. Ionel Ganea folosește și el un cuvânt foarte dur, bagabonțeală. Eu știu la ce se referă. Știți foarte bine că în momentul de față la Federația Română de Fotbal, antrenorii de la alturile de copii și juniori au numai contracte part-time. Doctorii la fel, masorii la fel. Păi stau așa și mă întreb, l-am văzut pe săracul Perici înainte de 1-18, când da, tur spunea, de elită. Domnule, dacă nu marcam azi, nu mai eram aici. Unde sunt cei 29 de milioane care zice Răzvan Burleanu bugetul Federației? V-ați adus aminte de masa care au dat la membrii afiliați la Sibiu când ei stăteau în mijloc cu cârnați, purcari și săracii membrii afiliați pe margine și probabil vreunul nemulțumit a trimis pozele la presă și le-ați publicat voi, nu? Cu masa mai modestă. Cu masa cum s-a terminat mâncarea și cu șnițelele reci date membrilor afiliați. Păi unde sunt 29 de milioane de euro? Gănița la asta se referă că e departe ca antrenorii să stea departe de tentații, nu? Și are dreptate. Și are dreptate Ganea când spune. La asta s-a referit, de partea de tentații. Sigur că are dreptate. Mi-e pare rău că el nu este implicat în fotbal. Chiar începuse atunci la voluntari o treabă, că la voluntari a fost antropatic la Liga I, foarte bun, a salvat voluntari. Și la voluntari. Rapid mi s-a părut că s-a mișcat rapid. Bine. Ca dar sunt mulți ca Ionel Ganea care spun, domne, nu mai mă interesează. Are o situație financiară care îi permite. El și-a făcut acolo un colț de rai la lângă Făgăraș, este foarte frumos. Are și tata acum. Să-i trăiască, are un băiețel, am înțeles, nu? Mic. Este și tată. Și atunci, mulți zic, bă, nu mai vreau. Dar acest lucru și permit cei care, din punct de vedere financiar, au treaba rezolvată. Și aici, mulțumesc Dumnezeu, mă număr și eu între ei. Cu o casă, cu tot ce-mi trebuie, cu banii în cont și așa mai departe. Nu suntem dependenți. Noi avem această libertate de a vorbi. Ganea intră în categoria asta și mulți spun, Mihai, ce mai trebuie mie să mă duc să-mi spună, să mă spună la din tribună, băi, lasă-mi pace, să vină jucătorii neplătiți cu lune de zile. Păi ce, la Liga a doua și a treia? Acolo nu mai este profesionism, Mihai. Acolo jucătorii câștigă. Sunt echipe care plătesc 2-3, dar restul au alt servici. Asta nu mai e fotbal. Și atunci acum să vin să mă bat cu Norvegia? Sau cu cine mă mai bat, cu celelalte echipe? De asta. Dar o să vedeți că viitorul va fi și mai rău. Acum încă suntem bine, o să vedeți.
Pentru că văd ce vine din urmă. Și aici este problema. Văd ce vine de la domnul Stoichiță. De când este de ani de zile fotbalul românesc la nivel copii și... Adevărul că, dacă ne uităm, naționala de jucători până 19 ani a dezamăgit profund la acest tur de elită la care a participat. Naționala de tineret a fost, chiar dacă a fost doar 2-0 pentru Portugalia, a fost surclasată. La U17 nici n-am participat la elită, am fost eliminați încă din faza grupelor. Nici măcar la turneu de elită, unde ei spun, fac din asta tot timpul tot de elită, vezi, Doamne, ca un turneu final. Și este o altă fază preliminară, nu este un turneu final. Da. La U17 nici măcar acolo n-am ajuns. Nu, lucrurile, din păcate, sunt grave. Dar nu interesează pe absolut nimeni. Sunt curios să văd ce publicați de mâine încolo. Chiar din seara asta chiar din urmează asta. O serie de materiale foarte interesante pe prosport.ro legate de această temă foarte importantă. Eu cred că și autoritățile statului ar trebui să intervină aici. Pentru că sunt acuzații foarte grave. Ar trebui, ia să chemăm puțin pe băieții ăștia. Chiar pe nimeni nu interesează. Fotbalul înainte era un fenomen social. Fotbalul înainte, umpleam stadioanele. Fotbalul înainte scoteau oamenii pe stradă, mai uitau de necazuri. Dar în țara asta chiar pe nimeni nu interesează? Păi sunt părinți, sunt copii care vorbesc. Mă, ia chemați-l și pe, de la președintele federației, ia luați-i puțin pe ăștia la scuturat. Mă, cum iei tu 320.000 de euro pe an și fotbalul românesc este unde... Băi, Botescu, ia vină mă tu încoace. Ia spune și mie cum e cu arbitrajele și cu delegările și cu ce a zis domnul Mititelu. Ia vină tu puțin încoace. Băi, Stoichiță, ia vină tată cum e cu convocările pe la echipele naționale. Da, chiar nu mai este nimeni care interesează fotbalul? Că eu cunosc și procurori și polițiști care sunt iubitori de fotbal. Bă, da, ia chemați-i și pe băieții ăștia puțin și luați-i puțin să vedem ce se întâmplă acolo. Eu cred că într-o țară normală și civilizată, oriunde în lumea asta, apărea ceea ce voi publicați și colegii voștri, ăștia a doua zi trebuiau suspendați, o anchetă și internă și a statului, bă, de ești nevinovat, poftim la loc. Dar eu nu cred că sunt nevinovați. Pentru că lucrurile sunt prea evidente și lumea fotbalului știe de aceste lucruri și au început acum să vorbească părinții, să vorbească copiii, poate vor vorbi și mamele, cine știe, și atunci o să vedeți câtă mizerie poate să existe acolo și ei stau și vin și ne râd în față. Și ne mai și răspund, că asta e, ne mai și răspund că suntem noi frustrați. Da. Aș vrea să ne îndreptăm un pic atenția și spre Cupa României, care este în faza sferturilor. Am văzut deja două branduri istorice care au ajuns în semifinale, UTA și Universitatea Cluj și Ioan Ovidiu Sabău, de exemplu, care este la conducerea echipei clujene și care a produs o revitalizare a acestei formații în acest sezon, chiar visează la disputarea finale, poate chiar la câștigarea trofeului. Universitatea Cluj, la începutul istoriei Cupei României, în anii 30, a ajuns în finală, dar atunci a avut succes în Cupa României. Aia a fost, a câștigat-o, dar au jucat încă o finală acum câțiva, nu? Da. Cu Cluj, dacă nu mă șel. Cu Steaua, cu FCSB, dacă cu nu mă șel. FCSB? Da. Sau Craiova? Nu, eu mi-aduc aminte că cu FCSB. Cu FCSB-ul, da. Eu știam că vor ataca. În momentul când am negociat cu ei, am vorbit și cu Radu Constantea și cu Neluțu și spuneam, noi mergem, vrem și pe partea cu Pizic. Foarte bine, extrem de important. Dovadă și cum au tratat meciul. Dovadă că au menajat, nu că au menajat, că i-am avut probleme la ultimul meci de campionat, atât el și cât și Nistor. Ai văzut, Nistor a intrat decât 10 minute. E clar că și-au dorit și foarte bine fac. Păi, ai văzut ce suporteri aveau avut în spate la meciul ăsta la Sibiu? Asta arată că acolo o importanță, cu toate că merg pe două planuri. Nu e simplu. În campionat nu e problema rezolvată. Eu cred că Cluj ar trebui să scape și de baraj, la cum joacă în momentul de față. Dar ai văzut ce bătaie jos acolo. Dar odată cu revenirea, ai văzut pe Tiam aseară. Câtă calitate are jucătorul ăsta. E un atacant care m-a impresionat de multe ori și când Cluj a bătut pe FCSB, de exemplu, în acest sezon, mi-a plăcut foarte mult cum a jucat și să remarcăm și această zvâcnire a lui Alex Kipciu, veteranul care a marcat un gol foarte frumos. Kipciu este un jucător care este un model pentru tineri jucători. Modul, el cum se pregătește pentru toată cariera lui, este un jucător din punctul meu de vedere de la care jucătorii ar trebui să-l pună așa și să spună să faci ca și Kipciu. Un profesionist 100%, are o familie frumoasă, nu sunt întâmplătoare performanțele lui și nu e întâmplătoare vitalitatea lui la vârsta asta. L-ai văzut fizic cum aleargă? Și joacă, îl pui și funda stânga, tace din gură, bagi și bandă dreaptă, îl bagi și în spatele vârfurilor. Omul își face meseria, își face treaba, asta înseamnă să fii profesionist. Și foarte onest în declarații spune că își dorește ca CFR Cluj să nu aibă succes în continuare. În Cupa României, CFR care joacă în compania lui FC Argeș. Și vreo șansă ca această dorință a lui Alex Kipciu să se îndeplinească? Nu cred. Nu cred, pentru că FC Argeș, eu cred că
va aborda altfel partida de cupă. Sigur că vor dori, vor spune cu toții, wow, vrem să mergem mai departe, dar FC Argeș este într-o situație dramatică. Vorbeam cu Jean Vlădoiu ieri la Târgu Jiu, că a venit și la, și mi-a făcut așa o analiză a ceea ce înseamnă momentul de față FC Argeș. Nu știu cum au ajuns băieții ăștia în situația asta, sincer. Cu salarii la zi, cu salarii mari plătite, cu investit, cu eforturi financiare incredibile pentru Liga 1. Păi eu cred că este în primele 5-6 echipe la, ca și buget, ca și salarii. Acum le face și stadion, probabil că și baza de pregătire va fi cu terenuri. Ar fi păcat ca Argeșul să retrogradeze, dar din păcate nu văd pe nimeni, Mihai, pe cine să bage sub ei. Chindia a câștigat, toată lumea spune, wow, Chindia, cu 4 luni de neplătite salariile. Dar uite că băieții au făcut puncte, au deja 19 puncte, Argeșul au 14 puncte. Și atenție, joacă un meci la Botoșani foarte greu. Eu cred că dacă... Da, se anunță meciul acesta foarte greu, nu doar pentru că Botoșani este puternică pe teren propriu, a arătat-o de mai multe ori în acest sezon când a obținut rezultate mari, dar vedem că acolo este iarnă în toată regula la Botoșani și meciul așa va deveni... Așa a fost tot timpul, Mihai. Așa a fost tot timpul. Eu cred că vor face eforturi acolo ca să se joace partida, nu cred că va fi amânată. Am înțeles că de mâine, începând în zona aceea, nu vor mai fi probleme. Dar bineînțeles că dacă nu se va putea juca, dacă va fi pusă în pericol integritatea jucătorilor, se va găsi o soluție. Dar o deplasare grea, foarte grea, din toate punctele de vedere. Bun, hai, te duci avion, dă-i cu ea și încă 100, dar sunt acum șoselele sunt închise, nu poți să ieși din ea, și am înțeles, din ce a văzut la televizor. Nu o să fie simplu. De asta zic că Argeșul la meciul ăsta de cupă cu CFR-ul, deplasarea, te duci sute de kilometri, probabil că vor merge cu autocarul, mă gândesc, nu știu, iarăși, sau avion, dar nu e deplasare ușoară. Folosești jucătorii în cupă și după aceea în campionat, că acum n-ai văzut că toți e mod de asta, antrenorii să se plângă, domnule, nu poți să joace la 2-3 zile, pe care eu sincer nu înțeleg, dar mă rog, în fine. Poate pentru că tu erai portar și ți era mai ușor să joci la 2-3 zile. Jucătorilor de câmp probabil că le e mai greu. Decât să iau ciclul ăla săptămânal, Mihai, cu antrenamentele alea de marți, care nu se mai terminau, două, decât să fac iară încă joi două, ca și era ciclul săptămânal, se știa. Luni refacere, marți 2, joi 2, miercuri făcea de obicei un meci amical, ori cu tineretul, ori cu juniorii. Eram morți de la antrenamente. Când aveam etapă intermediară, toți și colegii mei de-abia așteptam să jucăm. Pe cuvântul meu. Îl ascultăm pe Dan Petrescu, fost coleg cu tine la echipa națională în Marea Națională a României din anii 90, vorbind acum despre această înfruntare pe care o are cu FC Argeș și el iese într-un context destul de tensionat. Dan Petrescu a tot devenit campion în ultimele sezoane cu CFR Cluj, dar acum vedem că nu reușește să prindă din urmă pe farul în continuare doar pe poziția a doua în play-off după două etape. E mai greu decât cel cu FCSB. Din punct de vedere al antrenorului, ca să motiveze jucătorii. Jucătorii la meciul cu FCSB nu mai au nevoie de prea multă motivație. La meciul lui Argeș, poate, ce ai zis și tu, o să zică că sunt supărat să bat pe acolo, sau ce că-i spun ziare, probleme. Crezi că jucătorii lui FC Argeș vin și zic, ne dăm la o parte, vin să câștige, meciul ăsta vine mai rău dată nu se putea. Și sunt îngrijorat. Pentru că nu poți să bagi toți jucătorii joi, pe ninsoare, și duminică peste două zile să joci cu FCSB un meci foarte important. Deci în acest sezon, în timpul sezonului, au plecat 10 jucători. 10! Nu, eu n-am auzit asta nicăieri. Deci e foarte greu. La începutul sezonului au mai venit 10. Deci 10 cu 10 fac 20. Deci 20 de jucători pierduți în 6 luni. Eu cred că aveam cel puțin 4 puncte mai mult, dacă și varul era invers pentru noi. Pentru că pentru atâta ni s-a anulat un gol și a dat un gol la Craiova. Deci golul la Craiova, nici acum nu știu dacă a fost, am văzut umărul nu știu cum, și golul lui Mariț a fost atât. Faptul că patronul de la FCSB nu vă vede ca principal favorit la titlu, vă liniștește? Adică el spune că mai degrabă Farul Constanța și cu... Nu mă liniștește, el are toate. Nu suntem noi favoriți. Asta e clar. Deși mai devreme spuneai că FC Argeș nu pare să aibă nicio șansă în această partidă cu CFR Cluj din sferturile Cupei României, Dan Petrescu vine și spune e mai greu pentru un antrenor o astfel de partidă, e mai grea o astfel de partidă cu FC Argeș decât cea cu FCSB, care urmează în etapa a treia din play-off. Are dreptate, pentru că dintr-o asemenea partidă nu ai numai de pierdut, nu ai nimic de câștigat. Cum, Doamne ferește, dacă se întâmpla ceva cu Andorra sau cu Belarus, era același lucru. Astea sunt cele mai urâte meciuri, așa este, are dreptate. Dar pe de altă parte, eu cred că va face tot ce e posibil să meargă mai departe, pentru că eu cred că învingătoarea dintre cealaltă semifinală, deci a lor, probabil că va fi o semifinală Sepsi-CFR, eu cred că va câștiga trofeul. Deci tu spui că adevărata finală a Cupei României în acest sezon este posibilă la semifinală dintre CFR și Sepsi? Eu cred că da.
pentru că sunt echipe, mă refer la loturi, la valoare, la și așa mai departe. Și Șepșii, care toată lumea vede și are obiectiv principal cupa, pentru că locul 6 știi foarte bine că nu merge nicio pe Europa. Ei au câștigat și în sezonul trecut cupa. Și au câștigat și sezonul trecut și au mers, am înțeles că acum ar fi posibil ca să mergem. E o discuție. S-a decis, dar nu din sezonul viitor. Dar nu sezonul ăsta, din sezonul viitor. Din sezonul 2024-2025, câștigătoarea cupei României va merge în cupei României, va merge în turul 1 preliminar din Europa League. În Europa League sunt mai puține tururi preliminare decât în Conference League și până acum Europa League era interzis, adică doar campioana, dacă venea din preliminarele Champions League, corect, putea să joace în preliminarele Europa League. Ei bine, acum Cupa României va căpăta o importanță mult mai mare dacă te duce în preliminarele Europa League, câștigarea trofeului. E ceva în plus față de prezența din, în... Din punct de vedere financiar, cred că tot pe acolo e, Mihai. E un pic mai mare... Dar echipele mai bune sunt în Europa, da, decât dincolo. UEFA a făcut Conference League, ai văzut... pentru a întinde o mână, dacă vrei, și din punct de vedere financiar, și celelalte echipe care nici nu visează să participe pentru o cupă europeană. Și din punct de vedere al spectacolului și spectatorii. Echipe... Da, vedem, de exemplu, că FCSB, care nu mai reușea să ajungă în grupele Conference League, în ultimele sezoane, în grupele Europa League, pardon, în Conference League a reușit să ajungă în grupe. Și cu spectatori și cu și așa cu mai spectator, departe. Cu anumite beneficii financiare. Cu anumite beneficii financiare, corect, așa este. De asta, sigur că e importantă o cupă europeană. Dar întorcându-mă, ar fi bine să avem competiții, adică la aceste competiții să participe echipele care vor să joace într-o cupă europeană. Și asta mă refer la toate nivelurile, fie prin Cupa României sau fie prin campionat. La fel și promovarea de la Liga a doua la întâia. Să participe numai competiții, numai oameni care vor. Adică competiția să aibă un sens, să aibă... Apropo de această promovare din Liga a doua, crezi că se va ieși din acest șah? Crezi că Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și CSEA Steaua vor putea ajunge la un acord, nu știu, să-i se permită echipei din Ghencea Liga în această formulă de organizare să... LPF-ul nu are niciun amestec aici, Mihai. Aici este strict problema Federației Române de Fotbal. Am văzut că au depus dosarul pentru licență. Pentru prima ligă. Pentru prima ligă. Da, sigur, știm cu toții. Sunt două comisii. Comisia de fond, de acordat licență, și după aceea mai au dreptul la apel. CSEA Steaua e obligată să parcurgă, chiar dacă nu au dreptul, e obligată să ceară licența. Pentru că toată lumea este curioasă și le dau dreptate și chiar celor de CSEA să vadă motivarea care va fi, de ce se respinge licența. Sunt convins că vor merge și la TAS, pentru că răspunsul TAS-ului este important pentru viitor. Că având un răspuns foarte clar, domne, de ce nu se promovează, de ce nu se dorește promovarea, ei cu siguranță că vor ieși în față și vor arăta și suporterilor și pentru suporteri, domne, ce a depins de noi, am făcut, ne referim ca și club. Cine nu vrea? Că mesajul e ăsta, îl văd. Domne, noi vrem conducere, antrenori, jucători și așa mai departe. Dar iar cineva care nu vrea. Și atunci ei trebuie încearcă pe undeva să spargă buboiul ăsta. Domne, de ce nu se dorește promovarea? Mă înțelegi ce vreau să zic, Mihai. Da, da. Și atunci e importantă motivarea în care va spune clar. Datorită nu primiți licență pentru Liga 1, pentru că... Cei de la CSEA Steaua așteaptă două motivări cu mare interes, odată aceasta de care spui, în privința licențierii pentru Superliga și acea motivare în privința întoarcerii procesului pentru palmaresul istoric acolo al Stelei. Acolo va dura foarte mult, cred. Dar și acolo va fi prezentată o motivare. O motivare, bineînțeles. Și acolo va fi o prezentată o motivare. După aceea, cu siguranță că au, nu știu, 10 zile, nu știu cum este acum, să se ducă la TAS și vor merge și la TAS, cred eu. Dar ce te faci dacă Comisiile Federației Române de Fotbal resping acordarea licenței și TAS-ul dă licență? Ne aducem aminte că avem un precedent cu Concordia Chiajna cu Rapidul, unde TAS-ul a desființat, atenție, un meci de baraj, l-a desființat pur și simplu ca și cum n-ar fi existat și au menținut Chiajna în Liga 1. Da, e un cutremur dacă se întâmplă ce spui tu, ca TAS peste Federația Română de Fotbal să decidă că CSEA Steaua, de exemplu, are drept de participare, are în, drept de participare în Superliga. Cu toate mă îndoiesc și să spun de ce. Mă îndoiesc pentru că eu cred că ei s-au dus la TAS și data trecută acum. Nu știu dacă a fost aceeași speță. Ți-aduce aminte? S-a dus o dată la TAS și TAS-ul le-a spus foarte clar că n-aveți drept de participare la barajul, pentru că ei trebuia să participe normal la barajul de promovare, nu? Acum 2 ani. Da. CSEA Steaua. Și s-au dus și TAS-ul le-a respins. Deci fiind lucrul judecat, eu știu. Nu vreau să vorbesc prostii dacă este așa, dar parcă așa este. Parcă așa mi-aduc aminte. Că au mai fost o dată la TAS și au pierdut.
Da, vom vedea cum se va derula această situație. CSEA Steaua e clar că nu renunță la acest vis de a ajunge în prima ligă. Ei spun că este visul de a o readuce pe Steaua în prima ligă. Nu știm când a retrogradat Steaua din prima ligă, dar mă rog, nu mai intrăm în aceste detalii. Deocamdată Dinamo vrea să profite de această situație cu CSEA Steaua și să prindă chiar o promovare directă în Superligă, ceea ce părea la un moment dat imposibil de realizat pentru Dinamo, având în vedere situația complicată. Acum Dinamo, dacă o bate pe Oțelul în partida de mâine seară, se apropie la un singur punct de Oțelul. Oțelul și Dinamo se bat în acest moment pentru al doilea loc direct promovabil în Superligă. Și cred că se vor bate până în ultima etapă pentru acest loc. Dinamo a ajuns aici datorită antrenorului și jucătorilor. Dacă cineva, cum ai spus foarte bine la începutul sezonului și foarte bine cum a început, toată lumea tremura pentru retrogradare în Liga 3-a. Dinamo e păcat să nu meargă până la capăt. La Dinamo este o atmosferă în momentul de față, cum și la Galați este la fel o atmosferă, cum eu cred. De asta zic că se vor bate până ultima etapă. Cu suporteri în spate, Dinamo stadioane pline, fie că joacă acasă, fie că se duc în deplasare. Dinamo nu a avut 5.000 de spectatori în deplasare, cum au avut la meciul de la Sibiu cu Schellenberger. Nici când se băteau la titlu. Nici când se băteau în Liga 1. Suporterii au venit lângă echipă. De asta zic că Dinamo are o forță în spate și toate nu sunt întâmplătoare. Dinamo are un lot de jucători luați. Dacă ei pui două echipele, Dinamo și Galațiu, dacă pui ăștia, Dinamo, dă-i cu Patrichi, dă-i cu Moura, Liga 1, da? Dă-i cu cei mai buni jucători din punctul meu de vedere, sub vârstă, banii, o să revină și Bordujeanu. Ăsta mic în poartă, Dinamo își permite să joace cu jucătorul sub vârstă în poartă și să-l țină pe bancă pe Duimović, care este capitanul echipei, era capitan la începutul campionatului și care a avut o evoluție foarte bună. Sunt curios dacă și mâine vor proceda la fel, la meciul ăsta. Dacă vor juca cu Oncescu sau vor juca cu Duimović. Tare curios sunt, pentru că ți-asum un risc. Galațiu, pe de altă parte, e clar că este oglinda antrenorului. Cu jucători luați de la Liga 3, jucători care n-au auzit, nu știu dacă sunt 2-3 jucători pe care noi îi cunoaștem, în afară de Dur Bozoan, care face un sezon și incredibil. Și Fatai, nu? Și Fatai care, da, bineînțeles, care la fel, în momente decisive, dar când îi vezi cum se bat și cum aleargă, și mâine lipsește Dorinel Munteanu, dar uite că a lipsit și cu CSEA Steaua și au trecut peste. Dacă lipsește Dorinel de acolo, este foarte greu, că este omul care dă tonul la tot ceea ce se întâmplă la Galați. De aia zic că se vor bate până ultima etapă. Ai pomenit mai devreme despre această asistență spectaculoasă pe care reușește Dinamo să o strângă prin deplasări cu 5.000 de spectatori, chiar cu 5.000 de fani care vin alături de Dinamo. 5.000 de locuri, înțeleg că le-au fost repartizate dinamoviștilor la derbiul care se anunță foarte tare pe stadionul Steaua între CSEA și Dinamo, peste două etape în Liga 2. Imediat în a treia zi de Paște va avea loc această partidă, marți. Și vreau să te întreb dacă crezi că aceste 5.000 de locuri vor fi luate de câini, dacă ei vor veni într-un număr atât de mare pe stadionul Steaua, în Ghencea. Cred că acest lucru va depinde și de rezultatul de mâine. Că având rezultate, suporterii știi cum e, vin. E important meciul de mâine pentru Dinamo. Dinamo nu are voie să rateze meciul de mâine, din punctul meu de vedere. Trebuie să înțeleagă că este un moment în care Galațiu, cred eu că și meciul nu îi avantajează, cred eu, o diferență de 4 puncte care nu o să fie ușor de remontat. Dar meciul de mâine, dacă Dinamo câștigă, creează o să vezi, o emulație și mai mare. Emulație și mai mare, cu siguranță că în Ghencea vor fi, cu siguranță, vor lua toate biletele, cred eu. La ce asistență te aștepți așa în general la meciul acesta dintre CSEA Steaua și Dinamo în Ghencea? Ca în vremurile bune? Nu cred. Nu cred că va fi, pentru că se întâlnesc două echipe cu obiective total diferite. O echipă e care... o seară de marți, după Paște, la ora 19, înțeleg, nu crezi că ar putea fi o asistență? Îmi aduc aminte, apropo de meciuri în Ghencea Steaua-Dinamo, că de Paște s-a jucat acel faimos Steaua Dinamo, când Dinamo a ieșit ultima oară campioană, acum 16 ani, și Dinamo a câștigat acolo cu 4-2, una dintre victoriile. Cu 4-2, da. Eu nu mai eram plecat, eram afară atunci, dar mi-aduc aminte de meci. Da, sunt două cluburi, toată lumea spune, domne, va fi un derby. Asta nu este un derby. Se întâlnește Dinamo, o echipă care se bate la promovare, cu CSEA Steaua, o echipă care nu are obiectiv, nu poate să... Care nu, deci, da. Care nu poate fi numit un derby, cred eu. Bă, dacă era și fostul conducător al lui Dinamo, Cristi Borcea, vorbește, susține aceeași idee pe care o susții și tu, că nu este un derby cu adevărat CSEA Steaua Dinamo. Dar nu sunt de acord cu modul cum el a vorbit la adresa clubului CSEA Steaua.
Nu poți să avorton sau cum a spus Cristi acolo. Avort spontan ceva de genul ăsta. Da, urât. Totuși CSEA Steaua este un club care trebuie respectat. Sigur că echipa de fotbal este parte din clubul CSEA Steaua, nu secția de fotbal. Eu cred că ar trebui să respectăm totul. Și eu sunt dinamovist și am mai greșit și eu. Am mai strigat și eu împotrivă când eram jucător, când eram conducător. Dar cred că merită tot respectul clubul ăsta. Pentru ce înseamnă peisajul sportului românesc. Ai vorbit mai devreme despre meritul pe care îl are Ovidiu Burcă în această poziție pe care are Dinamo în acest moment. Dinamo care speră chiar la promovarea directă în Superliga la finalul acestui sezon. Îl ascultăm pe antrenorul lui Dinamo înainte acestei partide atât de importante. O mini-finală pentru promovarea directă în Superliga, această dispută cu Oțelul. O echipă bine pregătită se poate pregăti și de la hotel, dar cel puțin mâine și va fi un stadion arhiplin, poți interveni foarte puțin în timpul jocului. Bineînțeles că nu ești la marginea terenului să simți lucrurile așa cum poate televizorul, răceala televizorului schimbă percepția. Dar tocmai spuneam, au împreună 2 ani și ceva de când Dorinel antrenează această echipă, cred că își cunoaște foarte bine jucătorii și cumva cred că poate și din fața televizorului. Am intrat în play-off, a fost un hop important pe care l-am trecut, dar v-am spus și atunci că nu ne mulțumim cu atât. Ne dorim să promovăm în anul ăsta. Echipa este aproape cu drepturile salariale la zi, nu mai avem niciun fel de preocupare în ceea ce privește acest aspect material al lucrurilor. Noi sperăm că au venit cu un plan și știu că au venit cu un plan destul de bun pentru ceea ce înseamnă însănătoșirea clubului. Dacă nu vom promova, nu va fi o tragedie. Înseamnă că n-am fost pregătiți pentru lucrul ăsta. Dacă vom promova, atunci bucuria va fi imensă. Dacă nu vom promova, nu va fi o tragedie. Totuși, Ovidiu Burcă și jucătorii lui au creat niște așteptări printre dinamoviști și cred că ar fi o dezamăgire mare dacă Dinamo nu ar reveni la finalul acestui sezon. Eu cred că ar trebui să facă orice este omenește posibil, chiar până nu mai poți, pentru a promova anul ăsta, pentru că la anul nu se vor mai întâlni cu șansa asta. O Liga a doua atât de slabă, și să mă ierte echipele, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cu echipele care sunt acum în Liga a doua, nu o să mai fie niciodată. Să nu uităm, Mihai, că la anul vor retroarda echipele din Liga a doua, da? Nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat cu Clinceni și cu Mediașul. Să nu uităm că este an preelectoral. Și eu știu ce înseamnă o primărie înainte de un an preelectoral, echipa de fotbal. Va fi o bătălie și vor fi echipe extrem de puternice. Probabil că CSEA Steaua va primi și ea dreptul de promovare. Anul ăsta este cel mai ușor de promovat. De asta zic, Dinamo împreună cu suporterii în spate, eu zic că este, chiar dacă, cum spune Ovidiu Burcă, nu va promova din prima, dar cred că este singura echipă capabilă cu un asemenea curent în spate să câștige un meci de baraj. Celelalte echipe, spun sincer, nu le văd. Dar Dinamo poate să o facă chiar și la baraj. Dar dacă ar promova direct, la baraj va fi mai greu. Pentru că parcă niciodată n-a fost diferența atât de mare între echipele de Liga a doua și echipele de Liga 1. De asta zic că șansa foarte mare e anul ăsta, acum. Aș vrea să remarc și faptul că prosport.ro prezintă această informație în exclusivitate că tânărul jucător al Farului, Enes Sali, cel mai tânăr jucător din istoria Naționalei de Seniori a României, a primit o ofertă, Farul a primit o ofertă pentru Enes Sali din partea lui Sporting Lisabona, o echipă care știm că are această abilitate de a lansa niște tineri. Cristiano Ronaldo este cel mai sonor nume. Ei bine, Sporting a oferit 1 milion de euro, Hagi ar fi refuzat această ofertă și ar fi cerut 3 milioane de euro pentru Enes Sali. Cum vezi această ofertă pe care Farul a primit-o pentru Enes Sali? Cred că nu numai pentru Enes Sali primește oferte Farul. Acolo sunt convins că și Mazilo are ofertă, sunt convins că și Borța are ofertă și mai mulți jucători de acolo au oferte. Știu foarte bine cum gândește Gică fotbalul. Cu siguranță că nu-l va lăsa să plece în momentul de față și cred că va lua mai mult pe el dacă îl va mai ține. Jucătorii aceștia tineri, cum sunt Sali, cum e Mazilu, cum e Borța, cum Sefer, Pănoiu, jucători care joacă titulare echipele de club, ei intră pe un culoar, Mihai, al echipelor mari. Aici vorbim de scouteri, vorbim de oameni care nici nu știu ei cine vine să-i vadă la meciuri. E normal să fie pe această stradă, că sunt jucători de valoare. Și majoritatea echipelor de afară îi urmăresc etapă de etapă.
Sunt cluburi mari din Europa care îi trimit să-i vadă și la antrenamente. Bineînțeles când este posibil, că sunt antrenamente deschise pentru spectatori, la echipele lor. De asta zic că e normal ca Hagi să primească oferte, dar sunt convins că nu va da drumul pe această sumă, pentru că este un jucător care va valora mult mai mult. Vorbim despre Gică Hagi, despre echipa lui, în continuare lider în campionat, Farul. Farul care urmează să primească vizita Universității Craiova, o echipă care nu a fost învinsă în play-off până acum, nici de campioană, nici de vicecampioană. A făcut rezultate de egalitate cu CFR Cluj și FCSB. Eugen Neagoe, antrenorul Craiovei, vorbește înaintea acestei deplasări de la Ovidiu pentru meciul din etapa a treia play-off-ului cu Farul. Cred că meritam să avem încă 4 puncte, pentru că, din punctul meu de vedere, cred că am pierdut 2 puncte și la București contra FCSB-ului și la jocul de acasă contra celor de la CFR Cluj, cred că eram îndreptățit să câștigăm acel joc. Mă aștept să fie un joc spectaculos, dar aș vrea să marcăm noi mai multe goluri decât cei de la Faru. Nu așa cum a fost la ultima partidă. Noi am marcat un gol, dar ei au marcat 2 și am pierdut acel joc. Jucătorii vechi ai echipei îmi spuneau acest lucru, că de mult nu au simțit așa o forță colectivă acestei echipe. Mă bucur și sper să o dovedim prin rezultatele pe care le vom avea. M-aș bucura să fie așa, ca Bayram să aibă o ofertă în acest moment, dar din câte știu eu nu, el se concentrează pe ce avem noi de făcut la echipă. Încă o dată, m-aș bucura să fie adevărat. Cu siguranță este urmărit, cum sunt mai mulți jucători de la noi urmăriți. Cum ți se pare că merge această acțiune de construirea unei echipe adevărate din partea lui Eugen Neagoe? El spune că i-au transmis acest mesaj mai mulți jucători vechi din lot, că niciodată n-au simțit că acest grup a fost așa de unit ca acum. Eu cred că m-aș întoarce puțin la patronul Rotaru. Când a luat acea decizie și când a ieșit public și a spus: domnule, trecem la reorganizarea clubului, am înțeles cu toții că vor scădea, în primul rând, și din punct de vedere financiar, și am văzut, s-a renunțat la niște jucători care au fost aduși acolo să facă performanță, începând cu Arlauskis și exemplele continuă, nu vreau să mai dau nume acum, și așa mai departe. Dar uite că a adus un antrenor care găsește soluții. A dus un antrenor care mă duce aminte la meciul cu FCSB-ul, cum a reacționat imediat diferența între banca FCSB-ului și banca Craiovei. Ne aducem aminte acum ce mai buni jucătorii s-au accidentat, jucătorii care au venit de la U21, Bayram și așa mai departe. Ișfan a găsit soluții imediat și echipa joacă și merge mai departe. Dar adevărata reconstrucție, eu cred, și putem vorbi la Craiova de o echipă nouă, putem vorbi din vară, cred eu. Pentru că Neagoe a venit în situația în care a preluat ce a găsit aici, n-a avut ce să facă. Mai mult decât atâta, lotul a slăbit prin renunțarea la acei jucători. Dar eu cred că patronul Rotor a luat o decizie corectă. Să nu uităm că s-au cheltuit, vedem și acum documentele sunt publice, nu mai poți să ascunzi nimica, câți bani bugetul care l-a avut Craiova. Păi acolo este un deficit de milioane de euro. Un deficit foarte mare. Cel care mai nu poate mare fi, pe sezonul trecut. Care nu poate trecut fi acoperit decât de către patron, cu banii din buzunar. E clar acest lucru. De asta zic că a luat o decizie corectă și normală. Dar de la vară, cu siguranță că lui Neagoe va fi mult mai ușor. Jucătorii te simt când ești un antrenor corect. Jucătorii te simt când ești un antrenor conflictual și care tu ai venit și ajuți. Uite-te ce a făcut din Ivan într-un timp foarte scurt. De asta zic, sigur, acum iarăși, accidentări după meci. Și în privința lui Marcovici se vede o creștere. Și în privința lui Marcovici, dar se vede o creștere, în primul rând, ca grup, ca echipă, se vede că sunt extrem de uniți. Dar eu cred că de la vară, când vor mai fi aduși jucători, sunt convins de acest lucru, cu siguranță că se va mai renunța la niște jucători, cred că va arăta altfel știința. Au pierdut 2 puncte acum, mari de tot. N-a văzut niciodată pe CFR-ul să fie atât de dominat în ultimul sfert de oră. Apropo de această observație a ta, Gigi Becali spune că în acest moment îi se pare că Universitatea Craiova este mai puternică decât CFR Cluj. Să nu se culce pe ureche cu declarația asta, că vom vedea CFR Cluj din ce în ce mai este ca un urmează animal meciul rănit. Direct acum CFR FCSB. Urmează meciul direct, este ca un animal rănit. CFR în momentele grele tot timpul a găsit puterea și bineînțeles asta vine și de la antrenor și din cadrul jucătorului cu experiență. CFR-ul i-a bizit Boateng, este un punct fix extrem de important, dar va reveni Boateng. CFR-ul are probleme care le are pe fază de atac, pentru că acolo lucrurile nu merg cum trebuie, în sensul că s-a renunțat la niște jucători care au făcut, mă refer la Debeliu, nu mai știu care mai este situația lui, mai este jucător, nu mai este, jucătorul nu mai este. Lipsește foarte mult, dar CFR-ul oricând poate reveni.
pentru că este, au dovedit, au jucători cu experiență, jucători care știu când pleacă la război. Dar sigur că este primul an în care CFR-ul nu mai domină atât de autoritar acest campionat. FCSB merge la Cluj fără șut, probabil și fără Octavian Popescu. Cum ți se pare FCSB fără, dar mai ales fără șut, care era reperul acolo în fața apărării? Punct fix în fața apărării, care a făcut un campionat foarte bun, dovadă, a fost și convocat și la echipa națională. Da, va fi un meci de care pe care, o adevărată finală, pentru că echipa care va pierde, și dacă Farul va câștiga cu Craiova, va fi o diferență care, din punctul meu de vedere, cred că va fi imposibil de remontat până la sfârșit. Deci ți se pare că, deși suntem în etapă, doar în etapa a treia play-off-ului, se poate întâmpla o, să zicem, o succesiune de rezultate care să producă o diferență ce nu mai poate fi surmontată. Adică dacă Farul o bate pe Craiova și, să zicem, FCSB cu CFR termină la egalitate... Sunt deja 5 puncte. Deja zici că Farul se da, duce. Da, Farul merită să câștige acest campionat. O spun cu tărie, pentru că Farul a dovedit de la începutul campionatului că își doresc să ia acest campionat. Și îmi rămâne în cap faza de la meciul cu Rapid, când au egalat și când 4 jucători de-ai Farului au sărit în plasă să ia mingea, foamea asta de rezultate pe care Hagi a reușit să o facă acolo în vestiar. Ai văzut cum au luat mingea și ai văzut out la margine minutul 90 și cât era. Și cum se grăbeau, unde e mingea, copiii de minge. Remarcam faptul că și Denis Alibec este un astfel de lider care își impulsionează jucătorii și el tot așa, haide că putem să-i batem. Mi-aduc aminte pe Arena Națională, de exemplu, când se bucurau pentru că o găsără pe FCSB în final de meci și Alibec le-a spus, hai că putem să-i și batem, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Astea nu sunt întâmplătoare, asta arată cât de mult ei își doresc. Foarte mult să te duci pe Giulești și să joci de maniera asta. Și să grăbește, adică hai că putem, hai, ei simt că pot. Și au jucători acolo și sunt jucători cu experiență. Și bineînțeles este Hagi care le-a insuflat această foame de rezultat. Eu cred că Farul va câștiga campionat. Florin Prunea, mulțumesc foarte mult pentru prezența la Pro Sport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18 să aveți acum o seară frumoasă în continuare.